Astăzi o să facem un clip despre un cutter de la Wolfcraft, un model de cutter pe care eu mi l-am dorit de ceva timp și abia am reușit să pun mâna pe el. Avem aici un ambalaj, ne arată câteva detalii despre cum să folosim acest cutter și cam cum funcționează, dar o să vi le explic eu mai în detaliu, o să dăm ambalajul deoparte. Așa se prezintă acest cutter. Îmi place foarte mult cum arată. În primul rând, are așa un aspect destul de profesional. Este din metal. Aici în zona unde îl ținem în mână este foarte frumos acoperit așa cu o bandă din asta cauciucată, care îl face să adere foarte frumos în palmă. Hai să vedem așa repede câteva funcții pe care le are acest cutter. Deci funcționează cu lame trapezoidale, are aici în interior, are o magazie unde se mai află încă două lame de acest tip trapezoidale. Asta se închide așa foarte frumos. Are două moduri de acționare. Aveți de aici posibilitatea să îl reglați la adâncime cât de lungă aveți nevoie să fie această lamă, în funcție de operația la care aveți nevoie să folosiți acest cutter. Vedeți, se poate regla pe adâncime sau de aici, de la acest buton, se poate folosi și în acest fel. Dacă aveți, de exemplu, ceva foarte repede de tăiat cu el și pentru siguranță vreți să se retragă lama mult mai repede, se poate folosi și de la acest buton. Mie, în schimb, îmi place foarte mult ăsta de aici. Pentru schimbarea lamei, iar la fel, foarte ușor, trebuie ținut apăsat acest buton verde de aici. Trageți de lamă în exterior și în felul ăsta se poate înlocui. La fel se și montează. De aici deasupra mai are un fel de sprijin așa pentru deget. Dacă îl folosiți, nu știu, pentru ceva mai gros și aveți nevoie de un pic mai multă forță în apăsare, vă puteți folosi de chestia asta de gumată pentru degetul mare și în felul ăsta puteți să efectuați tăieri mai adânci. Îmi place foarte mult genul ăsta de cutter pentru că lama asta trapezoidală este mai groasă și pot să-l folosesc la materiale un pic mai groase. O să vă arăt imediat câteva mostre pe care le-am pregătit aici pentru el. Aici vedeți că are această despicătură așa. Se poate folosi foarte ușor pentru a tăia sfoară. Haideți să vă fac și o mostră rapidă așa. Am un ghem de sfoară din asta, nu e foarte groasă, dar pentru dragul demonstrației puteți să îl tăiați direct cu chestia asta, foarte simplu. Nu mai trebuie să scoateți lama afară, să riscați să vă tăiați inutil. Ați văzut că mai sunt coletele alea care sunt legate așa cu sfoară. Cu asta foarte simplu ați tăiat sfoara. Hai să vedem așa rapid câteva demonstrații, să zic așa. Asta e o bucățică de carton destul de subțire. Îl taie orice cutter, dar am zis așa pentru dragul demonstrației, să vedem și noi cam cum taie. O textură curată, dreaptă. Deci și la carton nu e absolut niciun fel de problemă. Hai să vedem, mai am o bucățică de polistiren din ăsta extrudat de 10. Hai să vedem și pe ăsta cum îl taie. O tăietură perfectă, netedă, curată, dreaptă. Mai încercăm una. Imediat îl taie. Îmi place foarte mult cum taie și exact ce vă spuneam mai devreme, lama asta fiind un pic mai groasă și mai rezistentă, nu se îndoaie ca la cutterul celălalt tradițional. Ce mai am? Am găsit așa o bucățică mică de mochetă, din asta destul de subțire, dar altceva nu am găsit. Să vedem și pe asta dacă reușește să o taie. Ia uite ce ușor o taie.
Da, cred că v-ați făcut așa o idee despre cum taie și mocheta. Nu știu la ale mai groase cum o să taie, dar pe asta o toacă foarte ușor. Și mai am o bucățică mică așa de policarbonat din asta de 4, cu un singur perete. Hai să vedem și pe ăsta cum îl taie. Probabil că mi-ar fi trebuit să am aici o scândurică ceva să-l mențină drept, dar o să încerc așa să văd. Uite, foarte ușor îl taie. E perfect pentru policarbonat. Să vedem și pe lungime. Aici ar trebui să-l taie și mai ușor, da? E foarte simplu. Ca atare, eu zic că am demonstrat destul de repede și de bine cum funcționează chestia asta. O unealtă care mie îmi place foarte mult și pe care mi-am dorit-o de ceva vreme. Nu știu să vă spun de unde să-l cumpărați. Va trebui să intre pe cei de la Wolfcraft, unde se vinde. Vedeți că are aici pe ambalaj. Ăsta este codul, dacă vreți să-l căutați pe internet, 4106000. L-am căutat pe internet, nu l-am găsit, o să-l mai caut până când o să termin editarea acestui video. O să mai caut și o să mai discut și cu cei de la Wolfcraft, să vedem dacă ne indică vreun magazin de unde să intrați și voi să-l cumpărați. Pentru că ăsta este rostul acestui video, să vedeți produsul și în cazul în care sunteți mulțumiți să-l găsiți undeva, să-l cumpărați. Ca atare, ăsta este super cutterul de la Wolfcraft. Până la următorul video, care va fi ceva tot de la Wolfcraft, eu vă doresc ca de obicei să aveți mult chef de treabă și numai bine!